Lăudați să fie Domnul. Amin. Mă bucur să fiu dumneavoastră împreună la această părtășie sfântă. Mă bucur, frate, mă bucur soția să fim în Canada, să fim în Montreal, la Evoque Mare, în Canada Mare. Ne-am bucurat să fim în familia copiilor noștri, ne-am bucurat cu ei împreună. Ne-am bucurat dumneavoastră, ca să vă spun, în Biserica Domnului. Chiar din multe lucruri am pus la bază de pamă, că mă simt mai bine ca la sâmbătă. S-am dat acolo și am zis, aici parcă mai liniște pentru mine, n-am să răspunde, n-am nicio problemă, stau pe bancă, parcă e mai liniște. Și acasă, la noi, deocamdată, până Domnul rând așa, nu poți să stai, trebuie să mai vaccinați, să vaccinați. Așa este. Te mulțumesc, Domnul, că ne-am simțit foarte bine împreună dumneavoastră. M-am bucurat de frații care predică cuvântul Domnului, să Domnul să sprijinească în continuare frații noștri scumpi, păstorul bisericii, ceilalți frați, Domnul să întărească mărturia cuvântului. M-am bucurat de cântările de laudă, de orchestră, de fanfară, de cor, de fete, de toți care cântă la Domnul. M-am bucurat foarte mult și rămân cu o bucurie sfântă în inimă și zic ca Domnul să întărească și partea aceasta a cântării, a laudei pentru Domnul. Asta, scumpii noștri, frați și surori și tine, vom face și în cerul. Îl vom lăuda pe Domnul. E lucru minunat. Vom cânta cântarea cea nouă pe Marea de Cristal înaintea Tatălui. Și vom avea timp să o cântăm. Nu o să fie problemă că va trece ceasul, că vine seara, că trebuie să plecăm în România, că trebuie să venim în Canada, că trebuie să mergem la muncă, acolo să avem timp să cântăm, să lăudăm pe Domnul, să-L privim pe Domnul. Chiar să-L privim atunci. Și chiar să ne bucurăm să spunem, Doamne, Tu ești acela care pentru mine ai plătit un preț atât de mare să pot să fiu în cer. Aș dori să cumpărăm și așa să rog, noi toți care suntem în locul acesta, pentru familie noastră, pentru copiii noștri, să facă Domnul ca noi toți să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Aș vrea să vă las un cuvânt înainte ca prin ajutorul Domnului să pot intra în textul care l-am citit, un text mai vechi, un text mai de la începuturi, un text mai dificil. Aș vrea să vă las un cuvânt așa minunat care și la cina Domnului mi-a fost pe inimă și altă dată, cu ajutorul Domnului, am mai vorbit câte puțin din textul acesta, 1 Corinteni, capitolul 2, primele 5 versete. Vreau să le las ca un salut, ca o îndemnare, ca un cuvânt pe care Domnul să vedea să-i binecuvântare fraților din locul acesta. Și spune cuvântul așa și Pavel a fost o spune. Când îi spune fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de când să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în locul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteam în vorbire îndulecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră și a noastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la cuvântul acesta. E atât de minunat și e un cuvânt foarte frumos atunci când știm că între noi este Domnul Iisus Hristos. Și încăduiți-vă, că spun pe scurt ceea ce îmi vine în gând și ceea ce am mai și vorbit altădată, între mine și fratele Iosif, în locul acesta, este Domnul Iisus Hristos. El ține pe amândoi de mână. Așa cum tata își ține copiii pe amândoi de mână. La fel, scumpilor, și gândiți-vă la lucrul acesta. Între mine și fratele, între noi, în toată biserica, între noi, între fiecare, este Domnul Iisus Hristos. Și atunci va fi minunat să putem vorbi frumos cu fratele nostru, cu sora noastră, cu soțul nostru, cu soția noastră, cu părinții, cu copiii. De ce? Între noi este Domnul Iisus Hristos. El ne ține de mână, El ne ocrotește, El ne învață. Și în prezența Lui nu putem spune orice. Față de El nu putem să spunem orice. Nu ne putem hazarda să vorbim orice. Vom vorbi ca în prezența Lui Dumnezeu. Domnul să facă
ca întrebări, credința dumneavoastră, frate Ecea, credința noastră fiecăruia, să fie temiată pe puterea Lui Dumnezeu. Să ne încredem în toată autoritatea, pentru că de fapt toată autoritatea, toată puterea este a Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Scumpii noștri, am dorit să vă aduc în față acest cuvânt al Domnului despre începuturile lumii, despre Avram și în mod special despre roaba lui, Agar. Cu toții știm că Agar a fost o egipteancă care a ajuns în casa lui. Avram, se pare că la începuturi, când Avram a mers în Egipt, când a fost situația aceea în care faraon a văzut că Sara este, de fapt, sora lui, nu este soția lui, a luat-o. Și mai jos spune cuvântul că după ce s-a descoperit situația, Avram a primit de la faraon, de la egipteni, spune așa, în versetul 16 din Geneza 12. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și robe, măgărițe și cămile. Uitați-vă că printre animalele astea au fost și robi și robe și robe, că a fost și Agar. A ajuns în casa lui, situația este așa cum o știți. Agar este mama lui Ismael, care de fapt este probabil toată zona celor care sunt astăzi arab și zona aceea, mai azi mai mult sunt musulmani de religie, cam așa ar veni, probabil că aceia ce mai mulți, nu vreau să intru în amândul acesta, nici nu e partea mea și nu mă pricep asta. Cam asta ar fi o începutere așa a Agarei, dar ceea ce este atât de interesant și noi ne putem identifica cu femeia aceasta și cu situația ei, și aș vrea să vă întreb și aș vrea de fapt să pun chiar un titlu vorbirii mele, conștru Domnului, a acestui text. Aș vrea să spun, Agar reprezintă un om fără țintă. Așa vreau să spun titlul acestui mesaj al meu, titlul acestui cuvânt, un om fără țintă, omul fără țintă, care nu știe de unde vine, nu știe unde merge, nu știe ce va fi cu ea. Am observat că în vremea aceasta, și mai ales în timpul acesta, și în mod special chiar și în Canada aici, și începe și la noi să fie, oamenii au devenit oameni care n-au nici o țintă. Și am spus, domnule, să mâncăm, să bem, să trăim bine, nu trebuie să ne facem prea multe lucruri, să putem să mâncăm bine astăzi, la restaurant, unde putem, ne distrăm, sâmbătă, duminică, plecăm în stânga, plecăm în dreapta, să trăim bine viața, cum putem fiecare, cu viața lui, cu cine știe, cum poate. Și să știți că este cam în felul acesta. Ce mulți în vremea aceasta, oameni care nu au nici o țintă. Așa a fost femeia aceasta. Așa a ajuns roaba aceasta. Dar așa sunt toți oamenii care nu au pe Domnul. Acum nu vorbesc la biserică neapărat. O să ajungem și la biserică și la noi, la fiecare. Dar, în general, trebuie să vă prezentăm așa. Oamenii n-au ce țintă. Și mulți dintre care creștini, poate chiar tine, dacă i-ai întrebat, cum a întrebat Îngerul Domnului pe această femeie, de unde vii Agar și unde te duci? Și ea îi spune ce face. Nu spune nici unde merge, nici de unde vine. Pentru ea era, spune, fug de stăpâna mea. Cam asta fac eu acum. Cam vin de acolo. Avea ea o oarecare imagine că vine de undeva. Uitați-vă că ea nu știa, n-avea un drum clar. Nici de unde vine, nici de unde merge. Posibil că mulți au întrebat aceasta. De unde vin? Ce va fi cu mine? Unde voi? Scumpii noștri, noi ca și creștini avem răspuns la întrebările acestea. Avem răspuns. Și este Scriptura și nu-i timpul acum să intrăm în aceste amănunte. Sunt cuvinte frumoase aici, cuvinte deosebite, cuvinte minunate, cuvinte care ne poate învăța, scumpii noștri. Cineva care n-are țintă în lumea aceasta, cineva care nu știe unde se duce,
Ținte înseamnă un țel, înseamnă un scop. Dacă cineva n-are un scop, n-are un țel, n-are niciun rost în viață. Dar mulți au țeluri din lumea aceasta. Domnule, vrea să ajungă într-o poziție de bogăție, de autoritate, de prestigiu, să fie cunoscut. Are țelul acesta. Este bun până la loc. Are scopul acesta. Cineva pentru copiii lui vrea neapărat să fie ceva, să fie cineva, să facă ceva, să fie poate cei mai văzuți de la Montreal, cei mai bogați din zona aceasta, cei mai văzuți din biserică, cei mai văzuți din societate. Posibil că sunt țeluri, tot felul și scopuri multe. Chiar vreau să fac o paranteză să vă mire spre fericiri. Fericiri cei cu inima curată. Am auzit o interpretare minunată și acolo s-a însemnat, pentru eu sunt mult mai mult ca mine, ești mea lui postului care predică aceasta, acolo înseamnă avea o inimă curată, înseamnă avea motivații curate. Dacă ne-am gândit pe domeniul acesta, mulți oameni fac lucruri foarte bune, foarte frumoase, foarte de apreciat, dar nu sunt motivații bune. Nu sunt motivații bune. Știm că Saul a încercat să scape de David și să-l trimită cu gândul ca să îi cucerească pe filisteni, să-i bată, să-i zdorească țara, dar cu gândul altul, ca să cadă el, David, în mâna filistenilor, să-l omoare și el să scape. Dați seama, David trebuie să facă o slujbă, care trebuia pentru țară, nu? Trebuia să apere țara. Trebuia să fie un, el care era un luptător, care era un soldat, care era un om pregătit, trebuia să facă asta. Dar când a trimis Saul, a trimis cu inima care n-a fost curată. A trimis cu scopul că el să fie răpus de către filisteni. De aceea, scumpii noștri, e mare lucru, avea inima curată, avea ceea ce este motivația aceea de a face un lucru cu gând curat. Scumpii noștri, frate și surori, gândiți-vă deci, fiecare, ce țintă avem în viața aceasta. Adică să avem o țintă și un scop fiecare persoană în parte, fiecare familie și chiar biserica. Trebuie să avem un scop, trebuie să avem un țel, trebuie să avem o țintă spre care să mergem. Să ne fie în față o țintă. Altfel, s-ar putea întâmpla ca noi, ca și femeia aceasta, să alergăm de colo-colo. Femeia aceasta a plecat de la stăpânăria ei supărată, supărată că stăpâna ei s-a purtat rău cu ea. Și am normal să fugă până la urmă. Trebuie să facă ceva. S-a purtat rău cu ea azi, mâine. Știți cum e? E greu când stăpânul, când patronul, când soțul, când soția, când părinții, când copiii. Păi la urmă zic, dom'le, trebuie să fac ceva. Trebuie să ies undeva. Trebuie să fac ceva și trebuie să mă duc să rezolv lucrurile cumva. Așa a fost și Agar. Și acum am văzut stăpâna ei, în fiecare zi a stresat-o, în fiecare zi a spus ceva, în fiecare zi a acuzat-o, în fiecare zi i-a spus, păi nu-i bine asta, nu-i bine aialaltă, nu-i bine cealaltă. Sigur, omul într-o zi și ea când se duce. Se întâmplă și mai lucrurile acestea și în familie. Se întâmplă lucrurile acestea. Dacă nu-i veghere, dacă nu-i credință, dacă nu-i pocăință, putem și de multe ori exact se întâmplă. Cum s-a întâmplat și a spus oamenii aceia din vremea lui Ieremia, hai să ucidem cu noi. E lucru mare, domnul acesta, de multe ori, faptul că tocăm pe cineva tot timpul, îi spunem ceva, stăm în capul lui, stăm în coasta lui, stăm în viața lui, tot timpul, îl derutăm pe omul cel târziu, o să-și iei câmpii, va face ceva. De aceea, scumpii noștri, atât de important ca noi, ca și creștini, să știm viața noastră, să știm rostul nostru, să știm să ne comportăm unii față de alții, să avem o poziție bună. Că dacă Dumnezeu ne-ar fi acuzat tot timpul, dacă Domnul a fost împotriva noastră și să ne spună, voi sunteți răi, voi sunteți păcătoși, voi sunteți pierduți, nicio speranță pentru voi, ce mai are de noi? Nimic. Dar Domnul ce-a făcut? L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, cum era citirea. L-a trimis ca să-și dea viața pentru noi. Eram păcătoși, eram răi, așa eram. Mi-ai dat să-i să spună că suntem așa. Dar Domnul n-a făcut, nu ne-a acuzat. Decât a găsit mijlocul de ieșire din această situație. De așa, scumpii noștri, e atât de importantă atitudinea noastră. Dați-vă că Sara s-a purtat foarte rău cu Agar,
avea și ea motivele ei, deși ea a fost principalul vinovat în situația lui Agar și lui Israel, dar s-a putut aleluia și lumea aceasta a fugit. Acum, noi scurile noștri fiecare oare cum ne comportăm, așa cum am spus. Cum ne comportăm în situația. Și ce face cel de lângă noi? Fratele nostru, sora noastră, soțul nostru, soția noastră, copiii noștri, părinții noștri, cum suntem în relația acestea. Pentru că, într-o zi, o să începem, uite ce a făcut cineva. Da, o să vedem o consecință, că cineva poate că a vorbit ce nu trebuia după un anumit timp, când tot timpul a visat în cap. Sau a făcut ceva, ca și lumea aceasta. A luat ora asta și a plecat. Fără să știe unde merge, fără să știe ce va face ea, cum va fi cu ea, cum va trăi, cum se va descurca, ce va trăi. De multe ori și noi suntem în situația aceasta. De multe ori mulți Domnul îi găsește în această situație. Îi găsește pe drumurile ca acestea. Și spune cuvântul că Domnul a găsit-o pe un drum ce ducea într-o pustie. A găsit pe femeia aceasta. Și interesant că Domnul i-a vorbit. Aș vrea să știți și să știm și să nu uităm și știm, de fapt, lucrurile acestea. Cuvântul mai jos spune că ea l-a numit pe Dumnezeu. Dumnezeul care mă vede. Dumnezeul care mă aude. Dumnezeul care mă știe. Dumnezeul care mă cunoaște. Chiar dacă pentru ea n-a avut nicio intervenție, n-a avut nimeni nicio rugăciune, n-a avut nimeni niciun cuvânt, totuși Domnul în bunătatea lui. Pentru că acolo era sămânța de Avram. O caută pe femeia aceasta. La fel studii noștri, și ai mulți de aici, poate că mulți ar putea mărturisi, că Domnul ne-a căutat și pe noi. Atunci când eram pierduți, atunci când eram păcătoși, atunci când eram fără speranță, Domnul ne-a căutat și pe noi. Atunci când nu știam unde mergem? Atunci când nu știam ce va fi cu noi în viitor. Dar Domnul ne-a căutat pentru că este bun. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul a căutat pe cel care căzuse între tâlhari. A mers pe acolo, a avut timp. De câte ori spunem și noi, păi să zic că nu am timp. Mai ales și noi cei care mai slujim în biserică, spunem, păi n-avem timp. Adică ar trebui să mergem la cutare, să facem. N-avem timp, uite, avem altceva, avem slujbă, trebuie să cântăm, trebuie să predicăm, trebuie să facem lucrare, trebuie să facem ceva. E multe așa, a fost și Levitul, așa a fost și preotul, a trecut. Dar Domnul, în bunătatea Lui, ne caută. Domnul l-a căutat pe Pavel. Pavel nu căuta pe Dumnezeu. Pavel merea hotărât să distrugă, să omoare, să facă rânduială. Și Domnul îl caută pe Saul. Acum, noi care suntem în locul acesta, fraților, credincioși, aș vrea să ne punem problema aceasta. Oare acum unde suntem? Suntem în poziția aceea aproape de Domnul? Suntem oare cât mai aproape de El? Sau poate un pic ne-am mai îndepărtat? Sau poate un pic nu s-am căutat alte căi? Sau poate că nici nu știm exact ce facem? Oare bine ce facem? Oare nu bine ce facem? Scumpii noștri, frate și surori, noi trebuie, cum se dea mai devreme, să ne fixăm un țel. Și țelul nostru și ținta noastră să nu fie în lumea aceasta în primul. Cuvântul ne spune, ca să ne vedem țintă, spune Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 12, să ne vedem țintă la Domnul Iisus Hristos. La fel. Ținta noastră trebuie să fie aceasta, Domnul Iisus Hristos. Și spunea cuvântul aici, să ne uităm țintă la căpetenia și desfășurarea credinței noastre, adică la Isus. Aceasta trebuie să fie pentru noi cel mai important lucru. Să avem ținta aceasta, să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în față, să privim la El și să dorim cu ardoare să ajungem la El. Dacă astăzi cineva se complace într-un păcat, într-o situație, într-o stare în care fuge de stăpânul, de Dumnezeu, cum fugea femeia de stăpâna ei, să știți că este o problemă. Chiar noi creștini
care știe că suntem creștini și facem una, facem una, să fim vincioși. Am încheiat legământ cu Domnul. Scumpii noștri, sunt atitudini care ne pot îndepărta de Dumnezeu. Sunt situații care ne pot îndepărta de Dumnezeu. Mânia noastră, cearta noastră, nemulțumirea noastră și câte și câte și alte lucruri ne pot îndepărta de Dumnezeu. Pofta noastră, dorințele noastre și alte ținte care putem avea lumea aceasta ne pot îndepărta de Dumnezeu. Și ne poate Dumnezeu găsi ca pe femeia aceasta, pe drumul spre pustie. Dacă ea mergea în continuare, pe drumul care ducea la Șur, în pustie, Șur, ce era acolo de ea? Ce era de ea în pustie? Pierzare. De multe ori, oamenii încep să iasă și poate că tinerii, dar și alții, se vadă un pic și pe lateral, se vadă și ei, ca și fata lui Iacob, Dina, se mai vadă și ea petele țării, să aibă un picuț altă, să aibă un de orizont, să vadă mai multe, să știe mai multe, să... Și atunci intră un periculos. Dar ce minunat că pentru femeia aceasta Domnul a avut un cuvânt, Domnul a vorbit cu femeia aceasta. Dar eu mă singur, scumpii noștri, frate și surori, și nouă ne vorbește Dumnezeu fiecăruia, copiilor noștri, tinerilor, fiecăruia, celor nemântuiți, Dumnezeu ne vorbește și ne întreabă de atâtea ori. Și trebuie și seara aceasta. De unde vii? Și unde mergi în mod special? Care-i ținta? Unde vrei să ajungi în lumea aceasta? Ce vrei să faci în lumea aceasta? Dorești neapărat să ajungi numai pe culmele lumii acestea? Dorești mai neapărat să ai bogăție lumii și lucrurile trecătoare ale lumii? Care-i ținta? E minunat că noi să avem ținta aceasta pe Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel mai spune în Filipeni un cuvânt foarte frumos în legătură cu cuvântul acesta. În capitolul 3 din Filipeni, versetul 14, cu 13-14, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Frumos. El avea o țintă. Avea pe Domnul în față. Avea în față pe Domnul Iisus Hristos. Avea în față, spune cuvântul, ești ca premiul chemării cerești. Pentru asta mergea el. Acolo avea el. Acolo privea el. La ținta aceea privea Apostolul Pavel. Scumpii noștri, trebuie să avem și noi ținta aceasta. Cam se poate întâmpla un lucru foarte greu. Cum s-a întâmplat cu cele 10 picioare? Din pildă. Uitați-vă ce cuvânt deosebit, mai ales în vremea aceasta. 10 picioare. Deci toate au fost într-o stare de sfințenie, într-o stare de curăție, într-o stare bună. Toate îl așteptau pe mire. Toate aveau candele, toate au ieșit în întâmpinarea mirelui. A venit vremea dormirii, a venit vremea îngrișării, a venit la situații în care s-a luat fiecare cu, ca și noi poate vremea aceasta, mergem cu una, mergem cu alta, mai n-avem timp să ne rugăm, n-avem timp să fim la părtășie, n-avem timp să citim cuvântul, mai ușor poate facem altceva, mai ușor citim altceva, mai ușor ne uităm la altceva. Și așa încet ne găsim că în loc de picioare țelepte putem fi nehisurite. De ce spune cuvântul? Noi nu trebuie să pierdem în fața noastră ținta aceasta, pe Domnul Iisus Hristos. Și ori de câte ne abatem, așa vedem pe adunii pe care noastră, ne întoarcem la cale. Ne întoarcem la cale. Femeia aceasta, Agar, a avut o parte foarte bună. A ascultat. Femeia aceasta a ascultat. Ea a comentat. Spune cuvântul Domnului, Îngerul Domnului i-a zis, după ce îi spune ea, Îngerul Domnului, că fugele stăpâna ei, Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Femeia aceasta n-a comentat, femeia aceasta n-a ezitat, ci femeia aceasta a ascultat ce a spus Îngerul Domnului și s-a întors la stăpâna ei. Foarte bună. Femeia aceasta a luat aceasta de ascultare. De multe se întâmplă și ați observat și la noi, că mai este câte o încăpățânare și nu întotdeauna ascultă.
ca și copiii și nu mai să vină să facă, nu poate, cum să facă chiar așa, cum să ascunde chiar așa. Și noi, oameni mari, de multe ori, mai punem întrebări ca Domnul, dar de ce să fac asta? De ce ar trebui chiar așa? De ce ar trebui eu să renunț chiar atâtea lucruri? De ce ar trebui eu să fiu atât de vegheator? Noi suntem că am primit botezul, că am primit și botezul de o sfânt, mai vin la adunare, mai cânt o cântare, mai spun ceva din cuvânt, nu-i suficient, nu-i scumpii noștri. Trebuie să ascultăm pe Domnul, să fim aproape de El. Femeia aceasta s-a întors, pentru că a ascultat pe Dumnezeu. Dacă ea nu a ascultat pentru Domnului, pentru ea era pierzare singură. La fel, și pentru noi se poate întâmpla, scumpii noștri. Așa cum un copil nascut de părinți, n-are binecuvântarea viață. Orice copil care a ascultat de părinte, n-are binecuvântare în viață. Acum nu mă refer să credeți că trebuie să ascultăm de părinții, mă trebuie să ascultăm, dar este vremea maturității, da? Vremea aia, până la maturitate, 18-20 de ani, copilul trebuie să fie, dar un copil, sigur, când cere un sfat la părintele care mai bătrân, dar trebuie să aibă deja și el, să-și conducă viața, familia, trebuie, așa se întâmplă. E atât de important să ascultăm, pentru că altfel putem să n-avem binecuvântare în viață. Scumpii noștri, noi trebuie să fim omul care avem o țintă. Elia aceasta a fost la început fără țintă. În momentul când ea a ascultat de Îngerul Domnului, când ea a făcut ceea ce i s-a spus, să știți că a venit lucrurile la normal. S-a întors la familia ei, s-a întors în casa ei, s-a întors acolo la Abraham și la Sara, s-a supus, a ascultat și a fost bine. Scumpii noștri, se întâmplă de multe ori că ezităm și noi și ne încăpățânăm să ascultăm. Și atunci, de multe ori Domnul e nevoit ca să mai iei înduiaua, să mai iei toiagul, să ne mai cârmuiască, să ne mai aducă la turmă, să ne mai apropie. Și atunci zicem, Doamne, de ce mai dai mie câte una? Eu sunt copil bun. Mai fi tu bun, dar totuși mai trebuie, scumpii noștri, mai trebuie. Și avem nevoie. Mă, nu vreau să fiu o mustrare pentru frate, să rămână biserica Lumânilor aceasta ca o mustrare, aș vrea să ne punem problema aceasta, scumpii noștri, să avem țintă. Fiecare trebuie să avem țintă aceasta, în primul rând, pe Domnul Iisus Hristos. După aceea, ar trebui să avem o țintă a unei stări de apropiere de Domnul. O să ne care să ne apropie mai mult de Domnul, în care să fim mai aproape de El, să fim mai Lui, să depindem în totul de El. E atât de minunat ca să-ți vorbească Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit femeia acesteia și ea l-a ascultat. De aceea noi trebuie să avem ținta aceasta. Doamne, aș vrea să mă apropie mai mult de Tine. Nu cumva să vorbesc și eu să-L aud. Eu să fiu pe alte căi. Eu să fiu în altă parte. Eu să fiu pe drumul în pustie și să nu Te aud. Scumpii noștri, trebuie să avem țintele astea personală fiecare, o apropiere mai mult de Domnul și o respectare a Cuvântului Scris. La tot ce este scris, scumpii noștri, nu mai cereți prorocii, nu mai cereți lucrări, nu mai cereți descoperiri. Când Domnul spune să iubești pe aproapele tău, să iubești pe vrășmașul tău, să respecti Cuvântul, familia, soțul, soția, biserica, câte lucruri care ne spune Domnul cum să facem. Nu trebuie să întrebăm pe Domnul. Ar fi o greșeală. Cuvântul scumpii noștri este clar. Dumnezeu ne vorbește prin prorocie, descoperire, la momentul potrivit și pentru situații în limită, în care nu știm, în care nu avem situații. În care nu avem. N-am dat după prorocie toată viața mea, acolo sau Domnului, sunt de mulți ani în credință, sunt un an, peste 40 de ani, am avut lucrări, nu prea multe. N-am umblat după lucrări. Dar am avut. În momente de situații, când, în situații dificile, situația căsătoriei, pentru că pot să vă spun, am avut lucrare, descoperire prin Duhul Sfânt. Clară, foarte clară. Foarte clară. În privința asta. Clar la subiect și au venit lucrurile foarte bine. Dar n-am căutat asta, m-am rugat, nu toată, am dorit, n-am ispitit pe Dumnezeu. De multe s-au întâmplat și lucrurile acestea, că oamenii doresc mult, vor să facă. Cum a zis și satana când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos? Aruncă-te de aici jos, că
Dumnezeu să te păzească, dar deschis în Biblie. E ca și Dumnezeu ar fi la îndemâna noastră și să spune, Doamne, fă tu ce spun eu acum. Eu fac aia și tu să faci aia la altul. Nu așa. Noi suntem la dispoziția Lui. Noi îl ascultăm pe Domnul și El nu ne va lăsa scumpii noștri. David a păcătuit, l-a întristat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. S-a chinuit și el. A fost o vreme când s-a chinuit. Se topeau oasele. Dar într-o zi l-a trimis pe proroc la el. Și a spus situația și el s-a mărturisit, s-a pocăit, că Dumnezeu nu-i lasă pe el lui, spune noastră. Nu-i lasă pe el. Nu-i lasă pe el niciodată. Dumnezeu îți vorbește. Are atâtea metode. Foarte multe metode. Foarte multe metode. Eu țin minte la sâmbătenie, mie nu vreau Dumnezeu de multe prefrații. Și doi frați deosebiți care aș vrea să-i spun, să pot să nu-i spun. Dar prin ce citeau ei, domnule, când citeau frații ăștia psalmi sau cuvântul, pentru mine era o vorbire deosebită. Dar a fost prorocii, care le-am primit la Domnul și cred asta, sunt un pentecostal. O adevărat, zic eu, care am primit un sfânt, că sunt în biserică de Dumnezeu. Dar nu umplarea ne-a ispitit pe Dumnezeu. Dumnezeu la îndemâna noastră să ne fac El cum dorim noi. Dumnezeu nu te va lăsa, scumpii noștri. N-a lăsat pe femeia aceasta. I-a vorbit femeia acestei Agar. I-a vorbit și i-a spus ce să facă și i-a ascultat și a fost bine. Deci, scumpii noștri, ținta noastră să fie să ne apropiem de Domnul cât mai mult, să fim cât mai aproape de El. Și Dumnezeu ne va vorbi. Nu ne va lăsa, scumpii noștri. În mod sigur, scumpii noștri. N-a lăsat pe nimeni încurcat care a fost al Lui și nu lăsa nici pe noi. Dacă suntem sinceri și credem în Domnul și ne încredem în Domnul, chiar dacă ne îngăduie prin situație, ce nu vede Dumnezeu, nu știe El și cum suntem noi. Să ne rugăm Domnului, trebuie să-i spunem situația, e un lucru frumos care face că bucur de asta. Noi nu facem asemenea, a spunem în public, frate, rugați pentru mine, am aia, situația aia, o încercare, o boală, o problemă, o călătorie, lucru frumos, lucru minunat. Dumnezeu are în vedere să răspundă și să lucreze, pentru că el are metode alte. Prin biserică, printr-un cuvânt al fraților. De multe ori sunt până aici, dar nu știu de multe ori și mulți frați nu știu. Care au aici prorocii. Vorbește cuiva. Poți să vă predic asta, nu-i pentru toți. Dar poți să fie pentru cineva care, chiar dacă nu va reține totul din predica asta și nu va reține, pentru că nu e o predică de un teolog neapărat. Dar poți să reții și reține lucrurile acestea, Doamne. Aș vrea să fiu omul care să te am pe tine în față, Doamne. Să privesc la tine, să te am pe tine țintă. Să privesc numai la tine, nu la lucruri, nu la valuri. Cum a făcut și Petru. Prietenul a zis, Doamne, poruncesc să vin la tine pe ape. Și s-a uitat Domnul Iisus și Domnul Iisus a spus, vino! După aia spune, vântul că eu s-a uitat și a zis, acum marea se adâncă aici. Vântul e puternic aici. Posibil că acum mă duc pe mai în jos. Și a strigat, Doamne, acum scapă-mă că e pericol. Dar când s-a uitat la Domnul, Domnul a fost cu el și a putut dubla pe apă. Deci așa și noi scumpii noștri, să nu ne fie teamă, chiar dacă trecem prin încercări, situații. Primul lucru care, să știți că, sunt necesare. Noi trebuie să fim șlefuiți. Noi trebuie să fim de multe ori prelucrați. Trebuie să fim de multe ori puși așa cum trebuie pe cale. Și atunci nu avem nevoie ca să mai facă una, să facă alta, să mai te îngăde într-un fel, în altul, într-o situație. Și de multe ori zici, băi, dacă e fratele, sora, eu știu, soțul, soția, colegul meu, vecinul, sau eu știu, șeful meu, sau cineva, se pare că are ceva cu tine. Dar, pe urmă, Dumnezeu e cel ce ne prelucrează, e cel ce ne formează ca să ne facă așa cum vrea El. Să ne ducă pe calea pe care vrea El. Și atunci când noi ascultăm, putem să primim binecuvântarea, care și primea aceasta a primit-o pentru faptul că a ascultat de Îngerul Domnului, s-a întors la stăpâna ei și i-a fost spus. Că apoi, femeia aceasta să spună despre Domnul, cum a spus cuvântul și vreau să repet, a spus două lucruri minunate. Faptul că Dumnezeu a auzit mâhnirea ei, i-a spus că Dumnezeu este Dumnezeu care aude. Și apoi, prin cuvântul, i-a numit numele Domnului care vorbise, Tu ești Dumnezeu care mă vede. Scumpii noștri, frații noștri, surori și tineri și bătrâni și copii, noi știm lucrurile acestea și vreau să fiți încredințați. Dumnezeu ne vede.
Dumnezeu ne știe, Dumnezeu ne aude, Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu e cel care știe viața noastră, știe trecutul nostru, știe prezentul nostru, știe chiar viitorul nostru. De aceea, ne trebuie să ne lăsăm în mâna cea bună a Domnului și să putem să îl urmăm pe Domnul, să avem o țintă și să mântăm lucrul acesta. Ținta noastră să fie Domnul Iisus Hristos. Ținta noastră să fie premiul chemării cerești. Și astfel, ascultându-L pe Domnul, să ne întoarcem, chiar dacă avem situații, chiar dacă avem probleme, care sunt căderi, cum nu știu. Noi trebuie să ne mărturisim, obișnuiți-vă, nu știu, măsura care obișnuiți, noi obișnim când și când, când e cina Domnului, ca frate să se poată mărturisi. Și stăm la dispoziție, frate slujitori, ca să mărturisească. Acum, nu noi știm, nu noi putem, nu, până la nu noi iertăm, nu poate Iosif, păstorul bisericii, iartă pe cineva, dar trebuie să mărturisim Domnului în fața unsului său, în fața cel care are o slujire și o chemare. Și frații noștri ne vor sfătui, ne vor îndruma, ne vor îndrepta, ne vor spune ce să facem și se va ruga pentru noi. Că nu-i curios nimeni să știe problemele noastre. Nu-i curios. Cineva care e curios e o problemă. O să fie afectat de situație. Nu-i curios. Dar e minunat ca noi să fim în părtășire, în apropiere, să ne spunem situațiile, ca slăbiciunile, ca greutățile și Domnul va avea în vedere să fie uzbăbit. Ca să nu uităm, deci, ca să avem ținta aceasta pe Domnul și Domnul să fie cu noi ca să ajungem la țintă și într-o zi să fim cu Domnul în cer. Amin. Frați și surori, ascultând aici mesajul pe care Domnul l-a pus pe inimă fratele Ghiță, mi-am adus aminte că în toamna anului 1992 eram la București student și printre profesorii pe care i-am avut atunci acolo se număra și un frate american. După părerea mea, care s-ar putea să fie corectă, s-ar putea să fie greșită, cred că a fost cel mai pocăit american pe care eu l-am cunoscut în mod personal. Fratele Rodney Friend, un exemplu a fost pentru noi în foarte multe privințe. Dumnealui s-a ocupat de disciplina exegeza Vechiului Testament. Pentru că aminte că atunci când am ajuns la pasajul acesta, ne-a spus că aceste cuvinte pe care Dumnezeu le-a rostit prin înger către Agar, sunt cuvinte care reprezintă cheia înțelegerii istoriei și a frământărilor din Orientul Mijlociu și cred că așa este. Mi-au dat mult de gândit mai cu seamă în ultima vreme cuvintele acestea spuse, cum că mâna lui, acestui fiu care urma să-i se nască lui Agar, mâna lui va fi împotriva tuturor neamurilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Cuvinte care poate că explică ceea ce se întâmplă sau istoria în toată desfășurarea ei în Orientul Mijlociu. Dincolo de toate însă, eu văd în lecția aceasta, în experiența lui Agar, o chemare a lui Dumnezeu să ne purtăm cu demnitate, chiar și atunci când lucrurile nu merg bine, când lucrurile ni se par grele de înghițit. Și vreau să vă spun că mesajul din seara aceasta a fost un răspuns și pentru mine, pentru că și la locul meu de muncă în ultima vreme am văzut că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Este foarte multă tensiune, chiar dacă nu din aceleași motive pe care le-a avut Sara și Agar. S-a schimbat foarte mult și stăteam pe gândul că mâine o să merg să stau de vorbă cu șeful nostru direct și o să văd cam ce este de făcut și mă gândeam eu că poate că va trebui să îmi iau bagajele de acolo și să mă duc unde, nu știu, să caut ceva. Dar în seara aceasta cuvântul Domnului mi-a vorbit și mie, așa cum ți-a vorbit și ție. Și mi-a spus cuvântul Domnului că trebuie să ascult, să mă supun, chiar dacă nu înțeleg de ce sunt îngăduite unele lucruri, de ce poate zona noastră de confort se clatină, dar important este să depunem mărturie și să fim ascultători de Domnul și apoi Domnul va purta în viitor de grijă. Mărit să fie numele Lui. Amin. Am să vă invit acum să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să venim înaintea Domnului cu rugăciunea cu care vom încheia părtășie din seara aceasta. În această rugăciune, două cauze aș vrea să aducem în mod deosebit, dincolo de mulțumirea pe care o datorăm Domnului.
Aș vrea să ne rugăm pentru copiii care vor începe școala. Unii dintre copiii, fraților, au și început-o deja, alții o vor începe. Ne rugăm pentru toți și cerem ocrotire de la Domnul, ca Domnul să-i păzească. Veștile pe care le găsiți în presă de multe ori vă șochează. Vineri seara, o vecină de-a noastră m-a arătat pe telefon o știre de pe internet care privea niște evenimente care au avut loc chiar aici, în Laval, cu directorul unei școli din Laval. Era cumplit de indignată și am vrut să-i spun, Doamnă, nu te mira, e lumea asta care nu vrea să știe de Dumnezeu. Dar noi îl avem pe Dumnezeu ca Tată și ne rugăm ca Dumnezeu să păzească pe toți copiii fraților de orice lucru care le-ar putea aduce atingere în vreun fel. Dumnezeu să-i păzească pe toți. Aș vrea de asemenea să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească pe frații noștri care vor pleca în călătorie spre România. Ei spun, se întorc acasă. Noi spunem că ei pleacă în vizită spre România, că poate că Domnul îndrește să mai vină înapoi. Domnul să-i ocrotească în drumul călătoriei spre casă. Atât de multe primejdii sunt în lumea de astăzi, mai ales în Europa, s-au înmulțit în ultima vreme evenimentele neplăcute, pe care politicienii, prin proasta lor organizare, le creează, le prilejuiesc. Dar noi aș vrea să încredințăm pe frații noștri în mâna Domnului, ca Domnul să-i păzească el de orice lucru rău. Amin. Ne rugăm împreună.